Și în anchetele efectuate la pacienții respectivi, anchetele epidemiologice, toți declarau că consumă foarte multă sare. Își pun solnița la masă, mănâncă sărat, deci aportul e exagerat. Și atunci nu te miri că faci o hipertensiune arterială. Deci încep cu tratamentul non-farmacologic. Corectez din factorii de risc, din alimentație și dacă nu ai rezultate, mai ales la tensiune ușoare, după care mergi pe medicație. Dacă e tensiune foarte mare din start, adaugi și medicație. Mâncare sărată, hidratare puțină și atunci ne mai mirăm de ce apar problemele cardiovasculare. Da, hidratarea e necesară, mai ales în perioada aceasta a caniculei. Este foarte important. Lipsa hidratării duce la creșterea tensiunii sau la scăderea tensiunii sau la tahicardie? Hidratarea este esențială pentru că poate să deregleze foarte multe elemente din organism. Această deshidratare poate să ducă nu numai la evenimente coronariene sau cerebrovasculare, dar și la evenimente trombotice. De aceea trebuie să ai o hidratare adecvată. Noi recomandăm, bine, acum se poate calcula și pe kilogram corp, 30-40 de mililitri de apă pe kilogram corp, în funcție de greutatea persoanei respective, la copii chiar mai mult, 60-70 de mililitri pe kilogram corp, dar minimum, cum se spune de multe ori, 2 litri de lichid pe zi, dar nu orice lichid. Da? Evităm băuturile carbogazoase, evităm consumul de alcool sub orice formă, da? De la, chiar și berea trebuie evitată. Da, da, pentru că bea produce o bere, deshidratare. Absolut. Orice și băutură alcoolică produce exact, deshidratare. Exact. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la acest consum de băuturi alcoolice, la băuturile la aceste băuturi carbogazoase, chiar și consumul de cafea trebuie redus, chiar și oprit. Da? Și acesta poate să inducă elemente chiar prin vasodilatație și prin tulburările de rin care pot să apară la o persoană cu risc cardiovascular. Deci hidratarea e necesară, alimente ușor asimilabile, legume, fructe proaspete la discreție, astea sunt de preferat, iaurt și anumite lactate care pot fi consumate. Evităm alimentele grase, da? Cu grăsimi saturate, în special în timpul verii și în special în perioada aceasta a caniculei, când suntem expuși la evenimente. Nu ieșim în orele de vârf, da? Eu le recomand tuturor pacienților mei coronarieni, de la ora 8-9 dimineața până la 6 seara, evitați ieșirea din casă. Dacă este obligator să ieșiți, luați-vă o pălărie, ceva, să fiți așa, să aveți apă, să vă hidratați adecvat, dar evitați această. Și sigur și în casă. Și iarna, probabil că au restricții, nu? Când e foarte frig. Când e foarte frig, sigur că coronarianul poate să apară crize anginoase. Este clasică această descriere a durerii în piept la frig. Da? Și noi chiar punem diagnosticul de multe ori când îți descrie pacientul iarna care are dureri când iese în aer rece, deja te și gândești la o problemă coronariană. Că tot ați pomenit de durere, multă lume spune mă doare inima. Doare inima, adică doare mușchiul inimii, nu? Dar atunci e mulți spun, vai, fac infart sau mă doare inima și cred că e un infart. Cum se manifestă infarctul? Pentru că știm că sunt alte dureri și alte stări. Da, de fapt e vorbim de terminațiuni nervoase. Și aceste terminațiuni nervoase determină apariția durerii. Există așa numitele dermatoame și în funcție de modul cum iradiază durerea, putem să ne gândim la o afecțiune coronariană. De exemplu, durerea în piept care apare și se duce în umăr, în brațul stâng, pe fața internă, este durere tipică descrisă încă din 1768 de William Heberden, un englez, care a descris la un tăietor de lemn această durere și care a spus că este de la inimă. Această durere a rămas clasică de atunci, de durere deci la efort, în plin stern, cu iradiere în braț, dar poate să iradieze și în mandibulă uneori, poate să iradieze pe ambele părți ale toracului, durere care cedează la repaus, mai ales dacă vorbim de o angină pectorală, și care cedează ulterior, s-a văzut și la administrarea de nitroglicerină. Deci nitroglicerină sub limbă este benefică la acești pacienți și ei trebuie să o poarte permanent cu ei. În infarctul miocardii se schimbă caracteristicile durerii. Acolo durerea este mult mai puternică, este atroce, este cu iradiere uneori în spate, este însoțită de transpirații reci, de stare de slăbiciune, de chiar de sincopă câteodată, acest pacient este o urgență. El, de obicei, îi simt pacienții cu afectare coronariană că s-a modificat durerea. Nu mai e durerea aceea dinainte, e o durere mult mai importantă care
practic îl obligă să se oprească, să facă ceva, să sune imediat, pentru că simte, este moarte iminentă pe care o simte pacientul respectiv. E posibil să duci pe picioare un astfel de infarct? Nu, dacă nu ești, sigur că poate dacă e un infarct mai mic, dar dacă nu este internat de urgență, pacientul respectiv este la un risc major de deces. Vă dați seama că infarctul este de fapt o obliterare a unui vas de la nivelul inimii, care este deja stenozat de procesul aterosclerotic, peste 70% este gradul de stenoză, și se mai adaugă și un tromb care obliterează complet vasul. Mușchiul nu mai este irigat. Și atunci apare această moarte a mușchiului respectiv. Depinde cât de mare este infarctul. Am avut pacienți, într-adevăr, care au avut forme așa zis asimptomatice de infarct și depistez niște modificări pe electrocardiogramă după ani de zile. Ei nici nu știau când l-au făcut. Da. Și aminteau ceva, am avut o durere, dar a fost forme ușoare. Dacă este peste 40% din mușchiul inimii prins, face șoc cardiogen și atunci riscul de deces este enorm. De aceea trebuie să sune imediat salvarea și să se interneze, pentru că este important tratamentul în primele 4 ore. Da? Și pentru un pacient cu infarct, timpul este esențial. Da? Și pentru un pacient cu AVC, presupun. Și pentru AVC, timpul este esențial. Fel, dacă este prins în primele 4 ore, poate fi salvat, se face dilatarea zonei respective, se pune un stent, depinde de ce patologie are și cât de mare este afectarea. Sau, sigur că se face tratamentul trombolitic, de liza cheagului, pentru că procesul este aterotrombotic. Nu e numai ateroscleroză, este și tromboză asociată la un pacient cu eveniment coronarian sau cerebral. Și atunci trebuie să acționezi pe ambele căi. Atât pe procesul aterosclerotic, prin dilatare, dacă să spunem se poate, sau dacă nu, prin bypass, dacă sunt mai multe vase afectate, și prin oprirea și lizarea acestui tromb. Există riscul la un pacient care a suferit un infarct sau care a suferit un AVC să aibă recidivă aceste accidente? Sigur că există. Accidente? De obicei, chiar dacă spunem, ia tratament? Da, riscul există, mai ales la cei care au avut un accident vascular cerebral. Cam 30% dintre ei repetă evenimentul în următorii ani, chiar cu tratamentul bine condus, deci există acest risc. Trebuie să fim conștienți de acest risc și de aceea tratamentul trebuie foarte bine condus și urmărit. Deci acele obiective care ne le propunem noi trebuie să fie bine respectate. Atât schimbarea stilului de viață, cât și tratamentul medicamentos în doze optime. Dar e adevărat că se spune că dacă te enervezi, atunci sunt riscurile cele mai mari. Sunt oameni care au făcut AVC chiar când erau în culmea fericirii și erau foarte veseli și râdeau. Ați atins un aspect care este foarte interesant și foarte mult discutat. Apropo de stres, de acest factor psihosocial care de multe ori este neglijat și care poate să influențeze apariția unui eveniment, mai ales stările negative, da? O veste proastă, te-ai enervat la o ședință și așa mai departe, ești cu o capacitate. Aceste persoane le spunem cu tip A de comportament, care reacționează agresiv, vulcanic la diferite situații. Aceste persoane sunt cu un risc major de evenimente, pentru că în momentul acelui stres se descarcă catecolamine, apare de obicei spasm coronarian și vă dați seama, pe un vas care deja era afectat, spasmul înseamnă de fapt obstrucție și apariția evenimentului, fie că e vorbind de accident vascular cerebral sau de accident coronarian. De aceea și această componentă trebuie avută în vedere și trebuie corectată. Da? Și atunci eu le spun de multe ori pacienților, gândiți-vă și la starea de bine. Da? Există într-o insulă de lângă, din Japonia, Okinawa, o populație care trăiește foarte mult, peste 100 de ani. Sunt peste 100 de persoane care au peste 100 de ani. Și deviza lor, secretul lor? Deviza lor este fericirea de a fi ocupat. Da. Fericirea de a fi ocupat cu ceva plăcut. Deci faci grădinărit, ajuți o persoană, ești într-o colectivitate, tot timpul ai o activitate care îți face plăcere. Această stare de bine scade această componentă de stres
și îți influențează favorabil și celelalte elemente de risc cardiovascular. Serotonina. Să mâncă mai multă ciocolată. Bun. Și ciocolata are povestei. Nu știu dacă mai avem timp să vă spun, dar și aici am este... depășit timpul da. Oricum. Da. Deci și ciocolata este în protecție, în cantități mici. Da? Un cuburel, două maxim, îți oferă protecție pe patologia cardiovasculară. Mi-am amintesc la un simpozion, la un congres mare european, că nu știam de ce este aglomerație mare la acel simpozion. Era un simpozion despre ciocolată. Se ciocolată. Și primeau și participanți un pic de ciocolată. Dar este o realitate. Da. În funcție și de concentrația de, să spunem, care există de cofeină, poate să ne ajute sau din potrivă să ne afecteze. La fel și cafeaua. Da. Da. Dar, și e important cafeaua să fie naturală, iar tensiunea să o avem de aviator, nu 11 cu 7. Da, da, cafeaua să fie naturală, dar în ultimele studii, apropo de introducerea filtrului și de ce noi folosim filtrul, pentru că în filtru sunt reținute niște reziduri diterpenice care cresc colesterolul. Deci nu degeaba englezii care au introdus primii filtru de cafea, acum vedeți că se folosește în toată lumea. Au făcut experimente și s-a dovedit că în acel filtru de cafea sunt reținute niște reziduri care îți cresc colesterolul. Apropo de cafeaua la ebrig sau cafeaua... Păi noi spunem, o facem la ebrig. Da, da, există și aici un risc. Dar da. Sigur că da, dacă ne face plăcere, e foarte bun. Cu siguranță o să mai dezbatem restul subiectelor, că se pare că nu, într-o oră nu ajunge timpul să vorbim despre afecțiunile din sfera cardiologiei.